acum, da. Deci, să se găsească numerele complexe Z, pentru care, să vedem. Da. Deci plus modul din Z plus 5i, da? Plus 5i egal cu... E subiectul la olimpială. Modul din Z plus 5i? Minus 5i. Așa. Minus 5i. Zic la Z-te, mă. Și mi-ai spus că nu dai chestiuni mai tare. Modul din Z minus 2i plus modul din Z minus 3i. Ei, bă, zic la Z-te, mă, asta. Și tu ai spus că îmi dai niște lucruri mai pământești. Nu, că am fost încă la piloala pe asta... Dar ai fost la olimpiadă? Așa, și mi-ai chiar ce știu. Da. Ce ai încercat? Zi-mi ce ai încercat. M-am ridicat la pătrat. Deci ridicat la pătrat. Egalitatea asta, și membru stâng și membru drept, da? Ce urmează aici? Modulul este un număr real, nu? Modulul e distanța aceea de la... Ia să vedem ce se așează. Ia, condu-mă, te rog. Hai să vedem. Modul din Z la pătrat plus 2 modul din Z ori modul din Z minus 5i plus modul din Z minus 5i la pătrat egal cu modul din Z minus 2i la pătrat plus de două ori modul din Z minus 2i pe lângă modul din Z minus 3i și plus modul din Z minus 3i la pătrat. Da? Și acum, ce ai mai văzut aici? Da. Deci ai Z ori Z conjugat plus 2 modul din Z modul din Z minus 5i plus modul din Z minus 5i Z minus 5i pe lângă Z barat minus 5i, da? Conjugatul lui ăstuia egal cu Z minus 2i pe lângă Z minus 2i barat plus 2 modul din Z minus 2i pe lângă, nu, modul din Z minus 3i plus Z minus 3i pe lângă Z minus 3i conjugat. Și ce ai făcut de aici încolo? Te-ai dus, de acum te-ai blocat. Da. Ai mai tras acolo ca să treacă timpul. Da. N-ai încercat aici să vezi o șmecherie care, mă rog, îmi vine minte aici. Pot să zic, modul din Z minus 0, modul din Z minus 0, plus modul din Z minus 5i, egal cu modul din Z minus 2i plus modul din Z minus 3i. Ceea ce am sesizat eu la prima citire este că 5i cu 0, 5i, ar veni 2i cu 3i minus 5i. Este o legătură aici, trebuie să vezi ceva. Am observat și eu. Băi, acum să spun drept, eu nu m-am ocupat de... Andrei a fost și ea și mă vine cu ieșitul ăsta și a spus la seară că să nu mai vin cu așa ceva, că nu am vertit. Dacă fac ieșiții de astea la tema pentru a doua zi, nu stă nimeni să mai uite la mine. Ai înțeles tu? Deci spuneți mi dar ce îl faci pentru olimpiadă? Noi suntem de olimpiadă. Eu te înțeleg pe tine, să înțeleg frământările, dar chestiunile acestea le facem... să spunem într-o discuție așa, dacă îmi vine vreo idee. Deocamdată nu m-am ocupat de ieșițiu, mi l-a adus la seară. Numere,
Păi vezi, nu pot să spun acum dacă aș avea... Ideea ta cu să zici că Z egal cu A plus B și să te duci în A și B, apare acolo un sistem acolo de rezolvat destul de ciudat, e greu, e multă treabă. Modulul este radical din... A fost ideea asta frumușică când ai încercat cu modulul. Poate ar fi mai trebuit să mai insiști aici. Conjugatul Z minus 5 cât este? Conjugatul adunării este egal cu suma conjugatului. Înseamnă Z conjugat și conjugatul lui minus 5 este plus 5. Da? Și ai fi avut aici la paranteze. Mă gândesc și eu ce aș fi încercat. Z minus 5 pe lângă Z barat plus 5. Da? Z barat plus 5. Și când îmi desfaci parantezele aici, numai ăsta mă ocup acum la sfârșit. Z minus 5 pe lângă Z barat plus 5. Și vine Z ori Z barat. Z ori Z barat. Plus Z ori 5. Z ori 5. Minus Z conjugat ori 5. Da? Minus 5 pătrat devine minus 25. I pătrat e minus 1, plus 25. Z ori Z barat este modul din Z la pătrat. Nu? Z ori Z barat e modul din Z la pătrat. Plus Z ori 5 minus Z barat ori 5, zic, dau pe 5 în factor, pentru că Z minus Z barat, Z minus Z barat, așa, și plus 25. Dar Z minus Z barat, dacă facem diferența a două numere complexe, dacă ne-am închipuit că Z egal cu A plus IB, A plus IB, și Z barat este A minus IB, nu? Și zic, Z minus Z barat, cum am mai acolo, este egal cu I, 2IB. Da? 2IB vine acolo. Da. Și 2IB ori 5I, era 5I dat acolo factor cu forțat, face acolo 10I pătrat e minus 1, 10 minus 10B minus 10B. Da? Minus 10B. Nu văd totuși. Ideea cu ridicat la pătrat s-ar putea fi interesantă. Poate aici și cu conjugatul ăsta să urmărești, urmărește și cu Z baratul ăsta, unde nu se mai poate, încerci în final să lucrești pe Z egal cu A plus B. N-am o idee acum concretă. Deși acolo am văzut minus 5 și minus 2 minus 3 fac așa ceva. Rămâi să... Poftim? Interpretarea geometrică trebuie să fie acolo. Eu așa văd. Dar acum nu am ce să spun. Crede-mă că mă așteaptă cei doi care i-am acum în față și trebuie să mă duc la lecție, pe lecția de zi, ca să mă mărmăiască pe mine ceva. Cineva. Că altfel fac... Eu am zis asta, nu cred. Poftim? Eu am zis asta, nu cred. Nu te-am înțeles. Eu am zis asta, nu cred. Păi da, eu nu pot să discut cu al de tine, pentru că marea masă a copilor sunt cei care au tema pentru a doua zi, la un nivel mediu, chiar sub mediu, da? Și ai înțeles de ce? Sigur, sigur că da. Deci asta trebuie să înțelegi, domnul Florin, că nu am cum să discut așa subiectele astea. Și crede-mă că pierdem timpul acolo, da? El tu pricepe când sunt lucruri așa de discutat, dar ei sunt prezent, au tema pentru a doua zi, iar eu, la Prof Online, fac tema pentru a doua zi. Da. Bine, seară bună! A fost la olimpiadă? Da. Și lucrează, chestiuni mai preparate. Cum am lucrat și noi și s-a spus de aseară, că nu mai stau de vorbă, nu? Și aseară am făcut niște lucruri mai pe pământești, așa care au fost. Așa. Altfel, urcăm, urcăm, urcăm și uite să mai coborăm. Da. Cât a luat, știți? L-ați întrebat? Nu l-am întrebat. Dar dacă la asta... Dar îl găsesc, dar sunt foarte puțin de aici. Poftim?
sens dacă a fost tabel. Din Giurgiu parcă a fost chestia, nu? De unde? Din Giurgiu. Din Giurgiu, nu e din... Dar subiectul ăsta a fost centralizat, veniți la centru? Dar eu am avut impresia că fiecare județ dă niște subiecte ale județului. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că o să... Nu mai știu, înainte așa era într-o perioadă... Știți clasa a șasea acum. Este clasa a șasea, sigur. Clasa a zecea. Zi-i meșteri cu numere complexe. Eu mai întâi. Hai tu, Andreea. Tu ai... Și tu te mă da, ceva mai puțin, mai... Mai fără numere complexe. Așa. El e specialist pe numere complexe. Dar atenție, dacă sunt la nivel mediu, da, merită că discutăm despre, da? Hai să rog eu, Andreea. Deci, dacă avem A egal cu logaritm baza 2 din 3. A egal cu logaritm baza... 2 din 3. Și B egal cu logaritm în baza 2 din 6. 2 din 6. Arătați că B minus A aparține lui M. B minus A. B. Deci diferența B minus A aparține lui N. Nu mai mai practic. Păi facem B minus A. B minus A egal cu logaritm în baza 2 din 6. 2 din 6. Minus logaritm în baza 2 din 3. Și pe logaritm baza 2 din 6 scriu că 2, 2 din 3, da? Da. Și diferența de logaritm ce se mai scriu? Cu ce este egal? Cât, ca și cât. Logaritmul câtului. Deci egal cu logaritm baza 2 din 6 pe 3, care și am logaritm baza 2 din 2, și facem un moment. Vezi? Banalitate. Da, eu l-am luat pe logaritm baza 2 din 6, ca fiind logaritm baza 2 din 2 ori 3. Da. Și... Egal la impact logaritm baza 2 din 2 ori 3, ca zi din 2, plus logaritm baza 2 din 3, minus logaritm baza 2 din 3, da? Da. Tot același lucru. Da. Faci unul. Cum ești? Sigur că da. Dar nu știu ce l-am mai pus și pe ăsta, că doar... Păi nu știu, dar tu știi. Nu știu. Păi, știi cum e? Ești chiar așa. Am zis medii, medii, dar ești chiar așa de medii. Dacă asta e prea banal. Dar nu știu, dar... Doamne! Așa. Așa. Fie funcția f definită pe R cu valori în R. Fie funcția f definită pe R cu valori în R. Unde f de x egal cu x pătrat plus x minus 2. Plus x pătrat plus x minus 2, da? Da. Bun. Această funcție f are ca funcție inversă pe g. Deci, inversa... f la minus 1. F la minus 1, care e g notată de tine. Da. Da? E definit de tot pe r cu valori în r. Așa, o să discutăm de problema aici, că nu e chiar așa. Atunci trebuie să calculăm g de 0. Să vedem cât este g de 0. Egal cu cine. Povestea este că, practic, funcția inversă, dacă există inversa, face ce? 1x0 îi corespunde y0 prin funcția directă, da? Da. Prin funcția inversa, face transportul înapoi. Lui y0 îi corespunde y0. Funcția inversă. Deci face corespondența y. Și tu când fii că vrei să vă găsesc pe g de 0, deci tu vrei să găsesc f la minus 1 de 0. Da. Adică ce x-uri ori fi care au ca imagine pe 0 și acum f la minus 1 de 0 să facă acel x0. Da. Da? Deci practic ar trebui să fac x pătrat plus x minus 2 egal 0 și să întorc înapoi. Așadar, x pătrat minus x, nu, plus x minus 2 egal cu 0. Și ce urmăresc? X1, 2 egal cu minus 1 plus minus radical din 1. Plus 8. Plus 8. Totul supra 2. Și egal mai departe cu minus 1, da? Plus minus 3 cu 2. Plus minus? Da, îți arăt. Și
Deci egal cu minus 1 plus minus 3, totul pe 2. Da, și odată dă minus x1 2. Egal cu minus 1 plus 3, 2 pe 2, 1. Da. Și x2 egal cu cine? Minus 2. Minus 4 pe 2, minus 2. Înseamnă că valorile 1 și minus 2 au ca imagine pe 0. Și iată ne puși în situația să constatăm că inversa de data asta nu există. Că cum se întorc pe 0? În cine să se ducă? În 1 sau în minus 2? Da. Deci, trebuie să insistăm un pic să vedem ce înseamnă invers aceste funcții. Da. Să vedem restricția bijectivă, inversabilă, și să vedem concret cum stau lucrurile. Așadar, ne-am pe drum. Îți mai amintești la inversa unei funcții? Da. Când o funcție este inversabilă? Păi când este subiectivă și injectivă. Subiectivă și injectivă. Dar fiind funcția de gradul 2, putem face graficul. Da, graficul. Graficul e după parabolă. Nu? Hai să ne amintim cum... Graficul ce înseamnă? Toate perechile X și Y care să puse în plan. Asta înseamnă graficul de funcție. Uite cum facem. Mai întâi luăm un tamper de valoare. Și numărul X-ul poate să fie de la minus infinit la plus infinit. De acord? La minus infinit la plus infinit. Și, îndată, luăm valorile... hai să luăm vârful parabolei. Care sunt coordonate? Ce are minim sau maxim funcția asta? Adică cum arată? Arată așa? Păi în funcție de A, dacă au... Sau arată invers? Păi iau... Coeficientul X pătrat, dacă este pozitiv... Este... Arată cu vârful în jos și cu ramurile în sus. Așa arată funcția, da? Da. Dacă e negativ, da. Și coordonatele și într-un caz și în altul, vârful V, vârful parabolei V, are coordonate, am vorbit și așa, minus B sub 2A, minus B sub 2A și minus B sub 4A. Minus B sub 4A și am și demonstrat, nu? De unde vine acesta? Minus B sub 2A și minus B sub 4A. Da. Și vârful V va fi deformate. Minus B, în cazul nostru, minus 1 pe 2 și respectiv minus delta, care înseamnă că B pătrat minus 4AC, 1 la pătrat 1, plus 4, 9 vine acolo, nu? Da. Delta e 9. Deci vine minus 9 pe 4. Da. Minus 1 pe 2 și minus 9 pe 4. Și acum, când x-ul este minus 1 pe 2, deci la 0 aici, la minus 1, la minus 1 pe 2, să remarcăm, când e minus 1 pe 2, vârful parabolei e minus 9 pe 4. Când e 0, y-ul cât este? Când e 0, este minus 2. Uitați, dacă lucrez pe x cu 0, da. Avem două valori. Da? Da. Face minus 2. Da. Când x-ul e minus 1, cred că tot minus 2 face. Vine minus 1 la pătrat, minus 1, 1, pardon, 1. Am trebuit să luăm x-ul și x-ul 2, da. Valorile. Cele două rădăcini, da? Da, da. Dar eu acum dau câteva valori, da, da, centrat pe vârf. Da. Am dat 0 și dau minus 1. Și când e minus 1, face 1, minus 1 face 0, și rămâne tot minus 2. Deci imaginea tot minus 2. Când x-ul este 1, imaginea cât este? 1 plus 1, 2, minus 2, 0. Când e minus 2, este tot 0. Deci centrate, vedeți? Am găsit axul principal, adică punctul acela cel mai de jos, da, minimum, că minus 9 pe 4 face minus 2 și ceva. Da. Și iată, stânga, dreapta, minus 2, 0, și 0. Facem... Și putem, când x-ul este 2, mai luăm câteva puncte, da, când x-ul e 2, ar fi 4 plus 2, 6, minus 2, 4. 4. 4. Când este minus 3,
Cât va fi, credeți? Tot 4. Da, minus 9. E simetria, da, față de prima, față de axa care trece prin universul. Și acum putem construi grafic. Și avem vârful parabolei, deci o unitate a minus 1, 1 segmentul ăsta așa, și când e minus 1 pe 2, Y-ul este minus 9 pe 4, adică minus 1, minus 2, și al treilea împărțim în 4, nu? Ca să fie minus 2 și ceva. Da. Și când e minus 1, Y-ul este asta. Asta e punctul, vârful parabolei. Când X-ul e 0, e minus 2, și când X-ul este minus 1, e tot minus 2. Da? Da. Când X-ul este 1, Y-ul este 0, parcă am spus. Da. Când X-ul e minus 2, tot 0. Când X-ul este 2, Y-ul e 4, parcă am spus. Așa este? Da. La 2? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Deci 4 și aici, când este minus 3, tot 4, 4, nu? Da. Tot 4. Iată că avem acum, cam așa arată. Graficul funcției. Deci este o parabolă cu vârful în jos și cu ramurile, nu? Așa, în sus. Cum vă spuneam, cam așa arată fața. Da. Se vede că funcția nu este definită pe R cu valori în R, nu este injectivă, pentru că din date ce venim cu Y de unde? De la minus 1 pe 4 încolo, când ducem paralele, taiem două. Adică pentru un Y fixat, găsim doi de aici. Iată, da, pentru da. Axa X, da. Am găsit 2 de X, nu? Este vorba de minus 2 și 1. Deci sunt două valori distincte cu aceeași imagine. Pentru toate se întâmplă așa, de unde? Cu Y începând de la minus 1 pe... de la minus 9 pe 4. 4 la plus infinit. Ea nu este nici surjectivă, că sunt Y supărați. Iată, Y care vin din zona minus infinit până la minus 9 pe 4, pe ei dacă duc paralelă, degeaba duc, nu tai nici într-un punct. Ăștia toți sunt supărați. Și pentru mine nu îți găsești niciun X. Eu ce fac aici? Stau de... Deci toți sunt supărați ăștia. Așa că ca să facem subiectivă, trebuie să renunțăm la Y-ul ăștia. Deci ca să facem funcția subiectivă, trebuie să gândim așa. F definită pe R, să zic așa, cu valori, cu Y, de unde se înceapă Y? De la minus 9 pe 4 la plus infinit. Asta este o funcție surjectivă. Cu legea aceeași, da? El de x egal cu x pătrat plus x minus 2. Deci este surjectivă funcția asta. Dar nu e injectivă. De cazul este că taiem două paralele astea. Dacă am venit cu x-ul lor și te-am spus, măi, nu vă las să alergați de la minus infinit la plus infinit. Ci vă spun așa. Veniți de la minus infinit până la x-ul vârfului, adică până la minus 1 pe 2. Și înseamnă că dacă spun la minus 1 pe 2, e numai ramura asta. Că nu mai este ramura asta. Da? Da. Și dacă le spunem x-ul de la minus 1 pe 2 încolo, este o altă ramură, ramura a doua. Deci putem gândi două restricții bijective, chiar și inversabile în final, și subiective și injective. Deci, avem așa. Deci, funcția aceea care mi-a dat-o spre analiză, spunem că acceptă două restricții bijective. Există un F1 definit pe minus infinit până la minus 1 pe 2 închis cu valori
în Y, la minus 1 pe 4, până la minus 9 pe 4, nu? Da. La plus infinit, sub o restricție. Și a doua restricție, devenită de la minus 1 pe 2, la plus infinit, cu valori de la minus 9 pe 4, la plus infinit. Deci observați că am prins două restricții bijective, F1 și F2. Da. Cu aceeași rețetă, aceeași lege. F1 de x egal cu F2 de x și egal cu rețeta x pătrat minus, sau plus x minus 2. Da? Da. Scrieți, în dreptul ori sunt două restricții bijective. Da? Două restricții bijective. Adică fiecare în parte admite o inversă. Deci există un F1 la minus 1. Sunt restricții bijective. Și atunci putem vorbi de inversele lor. Deci există F. Există F1 la minus 1 inversa acestea. Definită, ce face? Schimbă domeniul cu codomeniul. Definită pe minus 9 pe 4. Minus 9 pe 4 la plus infinit. Cu valori în minus infinit până la minus 1 pe 2. Cu valori în minus infinit până la minus 1 pe 2. Și există și cea de-a doua, e 2 la minus 1, definită tot pe minus 9 pe 4 la plus infinit, cu valori de data asta de la cât? Minus 1 pe 2 la plus infinit. Acestea sunt cele două restricții bijective care admit inversele lor. Și ca treaba să fie corectă, trebuie să găsesc și legile. Că o funcție este bine definită dacă știu domeniul, codomeniul și legea de corespondență. Eu ce am făcut acum? Doar am stabilit domeniul și codomeniile lor, dar n-am găsit rețeta. Da. De aceea trebuie să mă întorc și ce face? Schimbă domeniul cu domeniul, adică X-ul cu Y-ul. Y-ul este cunoscut și trebuie să aflu X-ul. Deci mă duc în relația Y egal cu X pătrat plus X minus 2. Deci plec la relația asta, Y egal cu X pătrat minus X plus 2. Înțeleg că Y-ul este cunoscut și aflu pe X. Asta trebuie să se întâmple ca să schimbe. Și mă duc cu Y-ul și ecuația devine X pătrat plus X minus 2 minus Y egal cu 0. Deci X pătrat plus X minus 2 minus Y egal cu 0. X pătrat plus X minus 2 minus Y egal cu 0. Și acum nu fac altceva decât să mi-închipă că am o ecuație de gradul 2 și zic termenul liber ar fi minus 2 minus Y. Așa. Termenul liber este minus 2 minus Y. Și zic că X 1 2 egal cu minus 1 plus minus radical din B pătrat, adică 1 minus 4 ori 1 ori minus 2 minus Y supra 2. Și egal mai departe cu minus 1 plus minus radical din 1 plus 8 minus plus 4Y. Totul supra 2. Și egal cu minus 1 plus minus radical din 1 și 8, 9 plus 4y totul supra 2. Și va fi egal cu minus 1 plus minus radical din 9 plus 4y pe 2. Și ce vedeți că am aici? Două variante, da? O dată o să am minus 1 plus radical din 9 plus 4y totul pe 2. Asta este y1, da? Da. Și y2, nu y1, x1. 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 Și x2 egal cu minus 1 plus, nu plus, ci minus radical din 9 plus 4y totul pe 2. Deci am un x1 și un x2.
Ei, legile acestea două, pe rând, fiecare sunt, sunt rețete pentru inverse. Deci o să am F, nu știu dacă F1 sau F2, o să fac lin, F la minus 1, dacă zic 1, deja m-am făcut referire aici, uitați-vă că e la minus 9 pe 4, la plus infinit. Păi da, că 9 plus 4 e câte sfinul mare ca 0, ca să existe radicalul. Da. Există radicalul de ordine 2, nu de ordine 2, dintr-un număr pozitiv. Și când zic 9 plus 4, y mai mare egal decât 0, înseamnă y mai mare egal decât minus 9 pe 4. Deci iată că corespunde perfect realității. Da. Dar aici am 1 plus, 1 pozitiv și cu radicalul pe 2. Aceasta ar fi referire la cei care sunt în zonă pozitivă. Deci imaginile care le furnizează să fie numere pozitive. Înseamnă că e F2 la minus 1, trebuie să zic aici. Că F2 definită pe aici cu valori, valorile care le emite sunt de la minus 1 pe 2 la plus infinit. Ăsta fac așa, la dună. Da? Pe când din coace ce se întâmplă aici? Minus 1, este minus 1 aici, da? Minus 1 plus un număr pozitiv, deci e corect așa. Iar aici minus minus înseamnă că sunt tot timpul imagini negative. Și înseamnă că asta este. Cu alte cuvinte, am să spun aici că F1 la minus 1 de X, F1 la minus 1 e în Y, dar noi putem să locuim variabla Y cu X. Cine ar fi? Ca să fie cu valori negative, asta e a doua. Înseamnă minus 1 minus radical din 1 plus 4Y, 4X, pardon, 4X pe 2. Și cealaltă, F2 la minus 1 de X este egală cu F2 la minus 1 de X egală cu minus 1 plus radical din 1 plus 4. Deci aici, dacă nu s-a înțeles, eu mai insist o dată ca să fie clar pentru toată lumea. Deci, dragilor, în momentul în care am vrut să văd inversele, cele restricțiile, cele inversabile, a trebuit să mă asigur că fiecare în parte este bijectivă. Le-am văzut, dar trebuie să fie însoțite și de legea de corespondență. Da. Ca să găsești legea de corespondență, cine este cunoscut? Dar mai Y, că doar întorc săgeata Y sau orientarea va fi despre Y și spre X. Da? Deci Y și sunt cunoscut, îi dau și X și aflu. De aceea prin la relația Y egal cu X pătrat plus X minus 2 și aflu X1, 2 acolo. Valorile X1, 2 sunt tocmai rețetele pentru cele două funcții. Ei, și aici am avut F1 la... Era problema pe care din ele? Sigur că noi suntem obișnuiți în variabila X, de ce am locuit pe Y în X, ca să fie așa corect. Adică să fie în limbajul acela comun. Putea să o locuiești cu T și cu V și cu orice altceva. Și atunci, am zis așa, ca să văd care din ele este pentru una sau pentru cealaltă, mă uit așa. Aici, Y care apar ca imagini sunt negativi. Ori numai asta, minus și cu minus, îmi dă un număr negativ. Da? Tot timpul. Știi, cu aceea am un număr pozitiv. E minus 1 plus radicalul ăsta care e pozitiv din cel mai mare și deci mă duc spre numele pozitiv. De la minus 1 pe 2. Și cu asta am clarificat că am găsit cele două legi ale restricțiilor obiective, adică inversele cele două variante ale funcției inversale. Și tu m-ai întrebat să văd cât este F la... Și încă o dată ai spus G fiind inversa funcției. Da, una din ele. Una din ele. Și acum mă întreb G de 0. Păi mă pot duce fie aici, fie din coace. Da? În cele două variante de ale restricției. Da. Deci eu pot să am așa. F la minus, F1 la minus 1 de 0 este egal cu... Aici s-a făcut 0. Și mă duc pe rețeta de aici face minus 1 minus radical din 1. Da. Că 4, 0 face 0.
1, 1 minus 1 minus 1 face minus 2 pe minus 2, minus 2 pe 2 face minus 1. Și F2 la minus 1 de 0 va face 0. Că vine minus 1 plus 1, minus 1 plus 1 fac 0, pe 2, 0. Deci, la întrebarea F la minus 1 de 0 înseamnă ori minus 1, ori 0. Depinde prin care restricție obiectivă merg. Dacă merg pe prima sau merg pe a doua. Deci, n-am să-ți pot răspunde concret cât este valoarea, ci doar îți spun că sunt două variante, datorită cele două legi. Deci, ce am trebuit să facem așa? Hai să mai vedem o dată, Andreea, cu un dat. A trebuit mai întâi să vorbim de faptul că funcția dată așa, x pătrat, e definită pe R cu valoarea după legea x pătrat plus x minus 2, nu este bijectivă. Deci nu este inversabilă. Dacă nu este inversabilă, trebuie să găsim restricția, adică să dăm y-ii deoparte, că aia care sunt supărați, pentru a face subiectivă. Și pe urmă trebuie să urmărim dacă sunt 2x cu aceeași imagine. 2 sau mai mulți x cu aceeași imagine. Și acum aveam destui x. De ce am venit de la minus infinit până la x-ul vârfului? Nu i-a lăsat pe x alergii de la minus infinit la plus infinit, ci am zis, în două, minus infinit la x-ul vârfului am o ramură a parabolei și la x-ul vârfului până la plus infinit am cealaltă a doua ramură. Și în felul ăsta am două restricții bijective. Sunt inversabile, schimbă domeniul cu domeniul, da? Și problema era să găsim rețetele, legile de corespondență. Ori ca să le găsim, am plecat de la egalitatea y egal cu x pătrat plus x minus 2 și de acolo am găsit x1 și x2. Ele, rețetele acelea, sunt legi de corespondență. Și trebuie să vezi foarte bine pe care o iei pentru prima și pe care o iei de la a doua, ca să vezi două. Da. Ei, ne ajută modul în care am scris F1 la minus 1 și am sesizat că al doilea X este bun pentru asta. Pentru că imaginele sunt numere negative, da? Minus 1, minus 1, da. Asta a fost ideea de bază și răspunsul, așa, dacă mă l-am analizat. Da, poftim. Prezenta bază, mă cum vedea. Mai am alte chestii? Mai am două. Bine. Am unul cu probabilitate și unul... Urmărești și să... Da, aștept la 37. Aproape. Deci la 37, la minutul 37-38. Zi-mi acum ai ieșit să dau. Aflați probabilitatea că alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de 3 cifre să fie divizibil cu 25. Deci, vedem probabilitatea că alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de 3 cifre. Deci din mulțimea de 3 cifre, da? Deci să fie un număr de tip așa, A, B, C. Așa. Să fie divizibil cu 25. Care este probabilitatea? Ce înseamnă probabilitatea? Număr cazuri posibile supra număr cazuri favorabile. Nu, număr cazuri favorabile supra număr cazuri posibile. Așa, că totdeauna este mai mică decât un număr. Da. Deci numărul cazurilor favorabile supra număr cazuri posibile. Număr posibil. Deci noi trebuie să aflăm câte variante de numere de 3 cifre putem construi, da? Câte sunt de posibil de construit, neapărat trebuie să ne înțelegem că A trebuie să fie de la 1 încolo. Da. Deci 1 și plec 0, 0, da? 100. Apoi 101, 109, 100 până ajung la 100, 199.
Deci, de la 100 până la 199. Pe urmă, 200 până unde ajunge? Până la 299. Și așa mai departe. În concluzie, care e cel mai mare cu putință de trei cifre? Care e cel mai mare de trei cifre? 999. Ca să afli câte numere sunt în intervalul 999, de la 100 până la 999, cum procedăm? Ca să vedem. Bunar, câte numere naturale sunt de la 3 la 7? De la 3 la 7, am un interval mai la îndemână. Păi, 4. Sunt, dacă luăm și capetele, da? 3, 4, 5, 6 și 7, da? Scădem din 7 pe 3. Adunăm 1, da? 7 minus 3, 4. Și cu 1 că se iau și capetele, 5, da? Sunt 2, 4, 5 numere. Așa și aici. Din 999 scădem pe 100 și adunăm 1. Da? Deci sunt 999 scăzut 100, face 899 plus 1. Face cât? 900, da? 900 numere. Deci sunt 900 de numere de 3 cifre. 900. Bun. Asta înseamnă numărul cazurilor de care numărul cazurilor posibile. Posibile. Favorabile este să vedem când se împart la 25. Da. Pe criteriile, luăm ultimele două cifre, divizibile cu 5. Ultimele două cifre, divizibile cu 25. 25 pe 25. Da, ultimele două cifre. Cu 25, da? Da. Deci care ar fi? 100, 125, 150, 175, 200, 200. Adică 4 ori. De 4 ori, sunt, nu? De la 100 la 200, avem 9 serii, 45. Deci am avea în zona asta 125, 150, 175 și 200 și... Nu. 200 lăsăm dincolo. Da, și 100, da. Și 100, că e inclusiv ea. 4 numere. 4 numere. Ori 9 serii, 45. Ori 4 ori 9... 36. 36, da? 4 ori sunt 900, ești, nu? Da. În zona asta, deci... Cazuri. 36 supra 900. Da. Deci ar fi probabilitatea, este egal cu 36 supra 900. Sper că n-am greșit. Nu. Deci, aici nu mi-e clar, trebuie să mai insistăm un pic. Oare sunt 9 sunt sau 8 echipaje? Păi nu, când am calculat, n-am făcut... N-am făcut câte 4? La fiecare sută. Păi nu. Da. Păi da, sunt 9. Așa, când am calculat și totalul de numere, am făcut 100 ori 9, 900 de numere. Așa și aici. Adică sunt 9 echipaje. Aici e problema la care vreau să insist. Păi, deci, noi am zis că pe traseul de la 100 până la 200, de la 100 la 200, am 4 numere. De la 200 la 300, iar 4. Și 4, 4, 4, hai să vedem câte intervale sunt aici. Sunt 8, eu zic. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. 8, eu zic că sunt. 8. Așa zic și nu? Hai să mai facem o dată, să vedem dacă așa am eu dreptate sau nu. Da, așa este, așa este. Păi da, că din 900 scădem sub asta. Ca să vedem câte intervale sunt. Deci 8 sunt. Da? Da. 8 sunt. Dacă sunt 8, înseamnă că am greșit aici. 8 ori 4. 4 ori 8, 32. Tu, 45. Deci nu 36, nu 46. 4, 32.
Mai vedem o dată, că e foarte important, dacă nu prindem chestia asta bine, riscăm să scriem, trebuie să mai... Sunt 8, da? Deci, noi suntem de la 1 până la 9, deci am 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Pe fiecare interval de ăsta am câte 4. Și am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervale. Da. Clar că așa este. Da. Acum suntem hotărâți. Suntem convinși că nu am greșit. Ba, am greșit. Iar am sentimentul că sunt 33. Uitați. De la 100 la 200 sunt 4, da? Da. De la 200 la 300, dar fără 300. Că luăm de 200 da. Până la 275. 300 de 300. Da, și pe 9 nu mai luăm. Și 9 nu mai luăm. Trebuie să luăm o dată. Neapărat trebuie să mai luăm o dată aici. 900 se parte. Deci 33. Vezi ce înseamnă să fie, să analizezi mai atent, mai atent. Că altfel riști să greșești. Da. Deci, e o chestie elementară, dar nu e aceeași probabilitate. Da. Tocmai asta vrea să vadă autorul, dacă suntem atenți la detaliul acesta de a afla numărul cazurilor favorabile. Și noi nu mai luăm de 900, 904 la 25. Da. Că aveam prins aici 800, 825. Până la 875. 875. 4, 4, 4. Da. Da? Nouă nu este luat. Că nouă îl lăsăm în etapa următoare. Da. Dar aici s-a oprit. Da. Bun. Zi-ne altă problemă. Mai ultima problemă. Asta. Dacă alfa aparține intervalului 3pi pe 2 și 2pi. Deci dacă alfa aparține 3pi pe 2 și 2pi. E cadranul 4, sigur. Da. Da. Cosinus de alfa egal cu 3 pe 5. Cos de alfa egal cu 3 pe 5. Să aflăm tangent de alfa. Atunci tangentul de alfa egal cu cine? Bun. Știm că tangentul de alfa egal cu sin de alfa supra cos de alfa. Și egal cu? Cosin 3 pe 5 atunci. Cosinusul știu, sinusul trebuie. Mă duc în formula fundamentală. Sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa face 1. Îl știu că cos că e 3 pe 5 și apare sin pătrat de alfa egal cu 1 minus 9 pe 25 care face 25, 16 pe 25. De unde sinus de alfa egal cu plus minus 4 pe 5. Plus minus 4 pe 5. Două variante. Cadranul ăsta este 4 pe 5. Negativ. Suntem în cadranul 4, sinusul este negativ, da? Deci, cum alfa aparține lui 4, cadranul 4, înseamnă că sin de alfa trebuie să luăm cu minus 4 pe 5. Și atunci tangentul de alfa va face egal cu sinus minus 4 pe 5 supra cosinus 3 pe 5. Și este egal mai departe minus 4 cu pe 3. Minus 4 pe 3. Terminat de exercițiu. Da. S-a redat și timpul și începem cu numerele complexe. La așa, mai serios. Da. Și începem.